Chiar clerul și monahii și creștinii cei mai credincioși sunt obișnuiți să se roage lui Hristos cu porția, cu tipicul, cu lingurița, cu rația, dar Hristos e pretutindeni și veșnic, se arată săracilor, orfanilor, ne-a învățat Părinte arătând rostul Teofaniei și al Eucharistiei în vremea muceniciei, când fiara va da război sfinților, doar nebunii mărturisii vor pentru Hristos, spre scandalul cuminților, numai nebunii pentru Hristos putea vor trăi cuvincios în noul Babilon, sodomit și sângeros, în catacomba conștiinței lor, închinată în duc și în adevăr. Iar tu, Sfinte, în il, cel de rând și pătimire plin, model de rezistență și înainte mergătorul nostru, te-ai făcut în prigoana de pe urmă, care a și început. Bucură-te, Părinte Nil, grăitorule de Dumnezeu,